schimbări în legea educației, pentru că sunt tot mai mulți absolvenți de liceu care nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat, parlamentarii au decis să aducă modificări în acest sens. Astfel ar putea avea loc 3 sesiuni de bac într-un singur an. Se lucrează de zor la modificările legii educației. În prezent există peste 700.000 de români care nu au trecut examenul de maturitate, motiv pentru care aleșii au decis să le mai dea o șansă. De anul viitor, aceștia ar putea participa la o a treia sesiune a examenului de bacalaureat. Există însă și alte propuneri, cum ar fi introducerea posibilității de a pregăti absolvenții de clasa a 12-a care nu au promovat bacalaureatul, prin meditații instituționalizate, care pot fi organizate în licee sau instituții de învățământ superior. Pentru prima dată li se acordă sprijin concret acestor elevi. Plata profesorilor va putea fi asigurată fie din finanțarea de bază, fie din alte surse de finanțare, precum programe pe fonduri structurale accesate de Ministerul Educației Naționale. Acordarea unui an de grație pentru cei care nu au luat bacalaureatul în sensul de a se putea înscrie la o facultate cu condiția ca în al doilea an să ia examenul pentru a putea continua studiile. Absolvenții fără bacalaureat să poată fi angajați pe posturi ce prevăd obligativitatea examenului de bacalaureat tot pe o perioadă de un an. Și tot cu condiția ca acest examen să fie trecut pentru a putea continua la locul de muncă.